Bună ziua! Suntem gata, da? Bună ziua, stimați cetățeni! Organizăm această conferință de presă pentru a anunța că PAS va depune o sesizare la Curtea Constituțională referitor la plățile nejustificate pe care le percepe termoelectrica de la cetățenii deconectați de la sistemul centralizat de încălzire. Oamenii, în dorința de a economisi niște bani, au ales pe parcursul anilor să se deconecteze de la încălzirea centralizată, care costă foarte scump, și să-și reducă cheltuielile în sezonul rece, încălzindu-se autonom. Acest lucru este de înțeles în condițiile pensiilor și a salariilor noastre foarte mici. Costurile pentru încălzire afectează foarte mult bugetul familiei și de aia mulți oameni au ales să se încălzească de sine stătător. Guvernul însă a stabilit prin hotărârea de guvern 707 din 2011 a decis să-i penalizeze pe acești oameni și să protejeze interesele întreprinderii de stat la acea etapă Termocom, iar astăzi Termoelectrica. Prevederile adoptate atunci stipulau că chiar dacă ai refuzat să beneficiezi de servicii de încălzire centralizată, oricum vei achita 20% din costul încălzirii apartamentului. Cu alte cuvinte, în calitate de consumator, ai renunțat să beneficiezi din încălzire oferită centralizat, dar guvernul a decis oricum să te oblige să plătești pentru acest serviciu. S-a făcut lucrul ăsta, după cum am zis, pentru a proteja veniturile termoelectrica și pentru a descuraja deconectările pe viitor. Astăzi, conform statisticii oficiale, sunt peste 33.571 de apartamente debranșate de la sistemul centralizat de încălzire la nivel național, care continuă să achite bani termoelectrici pentru un serviciu la care au renunțat. În sezonul de încălzire 2019-2020, acești cetățeni au plătit circa 22 de milioane de lei în bugetul termoelectricii. Iar din 2011 până astăzi, de când a apărut această plată în general, s-au vărsat mai mult de 250 de milioane de lei din banii cetățenilor în bugetul termoelectricii. În general, clar că guvernul, în loc să caute soluții pentru a reduce costul încălzirii centralizate, a decis să impună arbitrar o taxă pentru ca să nu mai fie rentabil să te deconectezi de la sistemul centralizat de încălzire, iar cei care s-au deconectat să continue să plătească pentru acest serviciu. În 2016, înainte de alegeri, această taxă a fost redusă de la 20% la 10%, fapt care încă o dată demonstrează caracterul absolut arbitrar al acestei plăți. Justificarea formală este că prin apartamentele oamenilor oricum trece o țeavă centralizată care încălzește apartamentul. Problema este că această justificare nu ține, pentru că nu întotdeauna există o asemenea țeavă. Nu e clar în baza la ce s-a stabilit inițial costul de 20%, după care de 10% din volumul total necesar pentru încălzirea apartamentului. Mai mult ca atât, mulți cetățeni termoizolează această țeavă pentru a reduce pierderile de energie și așa mai departe. Dar dincolo de probleme legate de justificarea economică a perceperii acestei plăți de 10%, există și o mare problemă de constituționalitate a acestor prevederi. Și anume din acest motiv vom merge la Curtea Constituțională. Aceste prevederi, din punctul nostru de vedere, sunt neconstituționale și încalcă dreptul de proprietate, principiul legalității, principiul egalității, a pieței libere și a concurenței loiale, principii garantate din mai multe articole din Constituție. Guvernul nu a avut dreptul să aprobe o asemenea hotărâre de guvern, fără ca să existe o lege care să-i permită acest lucru. Și o asemenea lege nu există nici până astăzi. Mai mult ca atât, considerăm că este neconstituțional ca guvernul să impună oamenii să plătească niște bani pentru un serviciu la care ei au refuzat. Asta încălcându-le dreptul lor de proprietate, efectiv însemnând exproprierea proprietății private a oamenilor. Totodată, este absolut evident că această penalitate, de fapt, reprezintă un mecanism pentru favorizarea unei întreprinderi de stat, ceea ce afectează concurența loială și piața liberă. Pentru că orice companie care prestează astăzi un serviciu de încălzire autonomă, pe lângă costul nemijlocit al serviciului, este și în situația în care
omul care trece la încălzire autonomă mai are de plătit și această taxă suplimentară. În mod evident, avantajând termoelectrica și dezavantajând toate companiile care prestează servicii de încălzire autonomă. Respectiv, astăzi vom contesta la curte aceste prevederi. Țin să precizez că a mai existat o tentativă în 2011 de a contesta aceste prevederi la Curtea Constituțională, iar componența de atunci a curții a ales să nu se expună pe fondul cauzei, invocând că a fost contestată doar hotărârea de guvern și nu și anumite prevederi legale. De data aceasta, contestăm nu doar prevederile regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative comunale și necomunale, dar și anumite prevederi din legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării. Sperăm că acest complet a curții va admite sesizarea și va constata neconstituționalitatea acestor plăți arbitrare. Credem că este foarte important ca absolut toate hotărârile de guvern să fie legale și constituționale. Oamenii nu trebuie să plătească pentru servicii de care nu beneficiază și nu e cazul să punem oamenii inclusiv cu venituri foarte mici în situația în care trebuie să achiți 300-400 de lei în fiecare lună pentru un serviciu de care, repet, nu vor să beneficieze. Din punctul nostru de vedere, această abordare este neconstituțională. Vă mulțumim!